Iată, au trecut 6 săptămâni din postul mare și din mila lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne apropiem cu pași repezi spre învierea, bucuria învierii lui Hristos. Unii dintre frățile voastre v-ați pregătit frumos pentru suflet, v-ați povedit, cu darul lui Dumnezeu v-ați împărtășit. Acum Hristos știe fiecare dintre noi cu câtă vrednicie ne împărtășim, pe măsură și primim de fiecare dată când ne și împărtășim și când avem o spovedanie curată. De fapt, cine ne-ar ține să ne rușinăm a ne curăța păcatele prin spovedanie decât necuratul? Bine, că atunci fiecare păcat spovedit l-ai părât pe cel rău. Atât timp cât l-ai părât, spovedind de curat, s-a și depărtat totodată de tine, de noi înșine. Astăzi, cu siguranță, ați ascultat din Sfânta Evanghelie de astăzi, cuvântul propovăduit, care, cu mare mâhnire în suflet, pot să spun și eu personal și cred că fiecare dintre frățile voastre ne regăsim în păcatul zavistei, care în viața noastră trebuie să recunoaștem că am căzut în acest păcat greu. Ați auzit cât de urât este acest păcat înaintea lui Dumnezeu? Dar am și spus un cuvânt că omul zavisnic nu este plăcut și nu are loc necăieri. Este o luptă continuă și trebuie să ne luptăm cu noi înșine, cerând și implorând mila lui Dumnezeu să ne slobosească de acest mare greu păcat al zavistii. Începând din seara aceasta, încep deniile în săptămâna patimilor, în fiecare zi, după amiază, în Sfânta noastră mănăstire, va începe denia la ora 17. Mă refer astăzi, duminica, fiind mai târziu puțin Sfântul Maslu. Vom începe la ora 20 denia. Luni la ora 17, marți la ora 17, miercuri la ora 17, iar în Joia Mare, știți bine că avem o mare binecuvântare, cei prezenți, la denia celor 12 Evanghelii, unde va începe la ora 14, de ce oare așa de grabă? Fiindcă la ora 16, la ora 4, vom coborî la poarta Bucuriei a Crucii, unde vom parcurge drumul Crucii. Cele 14 opriri. Deci după citirea celor 12 Evanghelie, vom parcurge drumul Crucii. Vom porni din Dealul Mare la ora 4 și din mila Maicii Domnului cu micul mare, cei prezenți, vom parcurge calea Crucii. Știm bine că drumul Crucii se parcurge pe 14 septembrie, unde este mulțime multă de popor. Mulțime multă de popor. Da, noi în Joia Mare, cu fiii duhovnicești, cu cei mai apropiați care sunt prezenți și știu ce înseamnă Joia Mare și Săptămâna Mare, să ai această șansă și ocazie să parcurgi drumul Crucii. Apoi Vinerea Mare e prohodul Domnului, la ora 17 va începe. Apoi, Sfânta Înviere, ca în orice loc, lumina se va lua la ora 12 fix. Să ne ajute Preacurata lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, să ajungem să ne bucurăm de Învierea lui Hristos, cu micul mare, cei mai sfânt și mai sacru. Câtă bucurie învie în sufletele noastre și când auzim strigând, veniți,
cei ce ați postit și cei ce n-ați postit. Și vă bucurați, Bițelui Gras, gustați. Veniți cei în ceasul 3, cei în ceasul 6 și 9, ospătați-vă, bucurați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu. Cu câtă bucurie poate mulțumi și simți un bun creștin în învierea Domnului dacă a ținut tot postul. Dacă a ținut tot postul și asistă la învierea lui Hristos, nu numai l-a luat lumină, după o tradiție a neamului nostru, că luăm lumină și am plecat acasă și rămân doar cei care, într-adevăr, rămân în fiecare an până dimineața, până vor lua Paștele care se va sfinți în timpul acțiunului și va stropi cu vin roșu. Se cheamă Paștele, în loc de Sfânta Anaforă, până la Odovanie. Dar rugăciunea tainică este foarte bine primită în afara ceaslovului și a rânduielii canonului care este dat de duhovnic. Nu cred că un duhovnic bun iscusit te va opri să te rogi tainic, mergând în gând, rostim psalmul 50, rugăciunea minții. Dați-mi voie să urez la mulți ani pentru toți cei care purtați numele de Florin. Florentina, Florina și iarăși Florin, Florentina, Florina, Florin, Florin. Acum nu știu, sunt destui. Și Viorica, să știți că este nume de floare. Lăcrimioara, nume de floare. Mulți ani, frații mei! La mulți ani cu sănătate, să vă spun acum, ce doriți, zile senine și mai tare, la mulți ani, să trăiți, la mulți ani, fericiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți, la mulți ani să ne trăiți, mulți ani! La mulți ani! La mulți ani fericiți! Te aplaudăm! Au apărut și trandafiri pentru mine. Uitați, delegați sunt fiul și nora a unor fii duhovnicești și ctitorii noștri care sunt în afară. Cum se cheamă țara? Austria, da. Florentina, care este și ctitor aici, a trimis copilașa și nora să ne aducă un trandafir. Cred că cu siguranță sunt vreo 60 aici. 61. Auziți, deja mi-a mai dat un an. Mulțumim din suflet, surorii Florentina și la copilașul.